Bine ați venit la Techstars Autocross Challenge. După cum puteți auzi, avem vecini foarte gospodari, muncesc, tai cu drujba, au căței, cresc oi. Lucrurile se întâmplă în Mogoșoaia. Poate nu știați unde este Autocross Arena. În primă instanță aș vrea să le mulțumesc partenerilor, fără de care acest challenge nu s-ar fi putut face. Să-i spunem așa generic, cu 10 vedete, 10 episoade filmate, cu întrebări, cu un nou stil de emisiune, ca să zic așa. Vreau să le mulțumesc, să enumăr, sunt Techstars, Motul, OMV, TCM Tuning și Luca Customs. Ei sunt oamenii care ne susțin în toate nebuniile pe care le avem și le punem la cale și o să mai avem mai multe discipline și o să avem și off-road și să avem, dar nu vă mai spun din surprize. Hai să vedem pe cine credeți voi. Ah, dar nu, că scrie în titlu, nu? Salut! Dacă ești în căutarea unei mașini second hand când urmărești acest episod, eu vin cu informații. Există site-ul www.carvertical.com unde poți băga seria mașinii de șasiu, a mașinii pe care tu vrei să o achiziționezi, și acest site îți va da un istoric de kilometri, daune și toate lucrurile ascunse pe care unii dintre proprietari vor să profite de ele și să câștige beneficii necuvenite. Intră pe site, verifici, știi, te gândești tu după aia dacă mai cumperi sau nu, sau dacă cumperi mai ieftin, baftă la achiziții. Îl invit alături de mine, doamnelor și domnilor, pe unicul și inegalabilul George Vintil. Bă, doream dintotdeauna să fac asta. Și eu vine George Vintilă, frate, slow-mo. Salut, frate! Bine, frate! Putem acum, că nu mai e pandemie, mă, salut. Stai tu aici, lângă mașina ta. Bine că v-am găsit. N-ai știut, bine ai venit, îți mulțumesc că ai venit. Și el punctual, n-am ce să zic, bă, de ei, la m-aș fix, fi luat, mă, i-aș fi certat. 24 de ani de radio n-ai cum să ratezi, adică fai de cap, deci m-au surprins băieții ăștia, plăcut, sunt adevărați profesioniști în ceea ce fac. Au venit, n-au întrebat, bă, trebuie să facem, nu trebuie, cum vin, cum aia, nu, deci n-au știut. Punctualitatea enervantă poate deveni, exagerată, poate deveni enervantă la un moment dat. Da? Poate, nu e cazul. Eu mă mulțumesc cu punctualitatea asta enervantă, trăiesc într-o lume greșită a mea, în care mi se pare normal să ajungi la timp, dar nu toți oamenii sunt așa, așa că fiecare cum e el fericit. Exact. Bun, George n-a știut că trebuie să vină cu mașina personală, bănuiesc că e mașina personală, după anvelope mă iau. Da. Deci după anvelope, da, mă iau. E mașina personală, a zis că venim la autocross, am pus, da, dimineața cauciucul. Dimineața, te-ai pregătit. Da. Da, da. Da, oamenii n-au știut că trebuie să vină cu mașinile personale, au venit cu ce au avut în dotare, după exact, cum vedeți în episoadele următoare sau în cele trecute, ca să nu mai zic să-i strică și acum, ordinea lui Marius. Și acum, obișnuit cu colecționar de mașini, e, da, singura mașină personală pe care o am. Bun, așa. Asta e un lucru. Bun. Am avut o mașină care trebuia păstrată și văzându-vă pe voi cam ce faceți și cu ce vă ocupați, îmi pare din ce în ce mai rău că nu am ținut ce, un MP3. A, un MP3 Honda, cu compresor și Pajero, da, și de la, îmi pare rău acum că suntem aici. Da, dar m-am rezumat la ea. Băi, e o alegere bună. E 2.0 benzină, e automată, e foarte ușoară. Okay. Asta e foarte important, are 1460 de kg. E spațiu pe care mi l-am dorit, am cățel. E 4x4, e 4x4, exact, am pus anvelope să nu mai am bătaie, da, de cap că, da, mă urc, nu mă urc. Da. Și nu în ultimul rând stai liniștit și vara, da, iarna. Da. Sunt all season, sunt bune, sunt, da, all terrain, sunt tot, exact, ce trebuie, poți să scazi presiunea, mergi mai confortabil. Exact. Noi mergem aici cu un Golf pe care, da, tu știi că ai mai fost aici la circuit. Este un Golf 3 GTI. Știu de când a fost adus din Germania de la doamna aia, da, garaj. Da, bătrânica de care a avut grijă. Ai auzit că a murit, sărac. A murit. Avea și ea, avea 93, adică 93. Cât să mai tragi de ea? Garaj. Bun, așa, este Golful 3, cum îl știi, cu suspensie, scaune, volan, facem două tururi de recunoaștere, okay, după care 4 cronometrate, luăm un timp general total. Okay. Pentru că dacă făceam un best lap, îți dărâmai singur jaloanele și după aia treceam rachetă, exact, și nu era așa ok. Așa suntem, ne agităm toți înainte să trebuiască. Da. Jaloanele 5 secunde de penalizare, dar nu, okay, cred că o să fie cazul, mergem curat, nu facem haos. Mergem la timp, frumos, gata, elegant. Bun, hai să-l echipăm pe George, gata, și ne vedem în mașină. Da, să beau și eu ceva. Să ne energizăm un pic. Da.
Înainte de o cursă corectă. Da. Înainte de cursă e fix ce ai nevoie, știi? Ca să... Mulțumesc. Te ține 4 ture cronometrat. Da, așa că nu mai ești timpul. Îmi zici tu când, că nu le număr. Zic eu când, da, nu e panică, și zic și startul, da? Da. Bun. Și avem în 5, 4, 3, 2, 1, start! Și acum te iau la întrebări. Care este? Bine, omul zice în engleză. What's the secret of staying cool? The secret of staying cool, da, is to do whatever you like to do. Cel mai mișto e să faci lucrurile pe care îți place să le faci. Pentru că dacă nu faci treaba asta, you lost the coolness. Ok. Cineva te întreabă, nu știu, poate e o glumă internă, habar n-am, am mai fost din astea de la fanii voștri, ca să zic așa, dacă mai ești prieten cu Făt Frumos, nu știu ce. Făt Frumos a rămas în continuare mare prieten cu George Vintilă, pentru că e în continuare prieten cu Frămânzilă, Setilă și George Vintilă, cum zice. George Vintilă, da. Bun. Cu, așa, ce alt job ar face cu la fel... Mamă, fetele astea sunt în sfârșit. Cu la fel de mare drag precum jobul de la radio. Ok. Cum? 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 La fel de mare? La fel de mare drag ca jobul de la radio. Ce alt job ai face? Ăsta. Ăsta de pilot? Oricând. Era principala mea replică în momentul în care alergam la curse și mă întâlneam cu piloți care ziceau cam câți bani sparg. Da. Pentru fiecare weekend de curse. Da. Și eu le ziceam, am 1000 DJ. Adică, n-am treabă de asta. Alții au băgat bani în mașina mea, așa că guys... Tu doar ai mers. Exact. Bun. Eu nu zic de frână sau de lucruri de genul ăsta, că ți-am spus, nu mi-e frică cu tine. Nu știu de ce. Și atunci pot să-mi fac treaba liniștit aici pe întrebări, știi? Nu ești skater sau DJ, nu mai baftă la femei, zice un băiat aici. Așa e. Așa o fi. Așa e, dacă nu e skater. Sau DJ. Sau DJ, exact. Nu mai baftă la femei. Nu mai baftă la femei, nu se uită la tine. Eu mă dau foarte tare cu patinele în general. Da. Am făcut un pic de hockey când eram mic. Da. Și mă dau și cu role și cu patine de gheață. Ok. Deci e cumva, da, o chestie. Cum ai ajuns de la radio la prezentator de road drift? Tot vocea m-a recomandat și pasiunea asta nebună. Pasiunea nebună care ține de mașinile de curse și motorsport. Exact. Așa. O zi la radio sau o zi la circuit? Ce mai avem? O zi la circuit, oricând. Așa, e bine. Așa, bă, fiindcă asta e ultima tură și că nu mi-e frică cu tine, te las să mergi liniștit. Nu știam că ești vocea de la emisiunea asta cu zi, cu, cum se numește? Nu știam. Cu? Zic cum se numește emisiunea la care ești tu vocea, de m-a dat pe mine. Imperiul Leilor. Imperiul Leilor, frate, da. Nu știam. Nu știam. Deci acum te ocup timpul cu Imperiul Leilor, ca să înțeleg, alte planuri de viitor. N-avem. Ok. N-avem planuri de viitor pentru că nu privim decât în prezent. Gaz, nu lăsa. Bun. E ce mai la îndemână. Bun, mergem mai așa să... Turul de răcire, dar o să-l facem așa în scurt pe aici, o să luăm în capăt. Păi geamul poți să-l deschizi dacă vrei, ușa, ce vrei tu, vezi jaloanele, ocolește-le prin stânga și aici întoarcem așa, din scurt, sau cum vrei. Așa. Nu știu dacă merge cu doiul. Merge. Nu stă bine pe cuplu, golful. Uite aici ne ventilăm aici la iarbă. Că ești cu ventilă. Să ne ventilăm. Aude ce este praful. Hai mă, pe bune, nu ți-a fost pirșe deloc? Absolut deloc. Mă bucur. Mă jur că nu mi-a, adică, nu știu, o să vezi la episod, deci o să le vezi. Yes. Da, luăm peste iarba aia, da? Da, o luăm pe iarba așa, ca să, oricum nu mai avem curse astăzi și o să o spălăm. Cu aia, deci e ok. Mergem cu ea tot acolo de unde am luat-o.
ca acolo să filmeze mari reacțiile de după cursă. Eu trebuie o sări bucăți pe mine, pe aici, de undeva, din centură, cred că, din mașină. Da, mă, da, nu mi-a fost frică. Stai un pic aici. Nu mai șpan, adică nu vede altceva. Da, poți... ce e? GTI, nu? GTI de 2.0 și la 115 cai. Gata, hai să parcăm acolo, că e ok. Avem tot ce ne trebuie. Face și prin scriere la timp. Da. Bună cursa, nu mi-a fost frică. Bravo, frate, să te felicit pentru treaba asta, jur. Mă bucur că nu ți-a fost frică, nu știu de ce. Și timpul e slab. Nu, timpul e pe acolo cu toți timpii. E ok, nu contează, ne-am distrat. Nu aia. E slab, am venit de distracție, de întrebări. Exact. George chiar a și răspuns la întrebări în timp ce a condus. Da, exact, am încercat să aud, știi, de văzut nu mai văd bine, dar de auzit încă merge. A fost bine, am mers, ne-am distrat. Da. Ți-a plăcut? Mi-a plăcut foarte mult. Ți-a plăcut? Și circuitul ăsta, să știi, traseul ăsta de la Vali, de la autocross, de aici mie mi-e cunoscut de când l-a făcut, chiar de la început. Și împreună ne miram cât de bine merg mașinile astea, că sunt de atunci. Uită-te și tu. Bravo, mă! Bravo. Da, îți mulțumesc că ai venit. Dacă cu mult drag, mai oricând. Mai reușim să mai facem alte challenge-uri, ne dorim. Chiamă-mă, chiamă-mă. Asta a fost episodul. Share, like și subscribe dacă vi s-a părut interesant sau cel puțin amuzant. Yes, brutal stags always. Peace.